Hai de două ori mi-l faci cremos să moară lumea de necaz. Păi mai am zeam acolo. Cum? Dă din mâini, Cătăline, dă din mâini, că mai e jumătate de oră. Atribuțiile mele sunt să-i ajut pe colegii mei să pregătească materia primă, nu? Adică... Ce-mi faci produsul? Nu știu, ce fac aici? Păi de ce mi-ai scos? Amestec o ușă. Ai scos? Păi nu ai scos. Păi am mutat doar ăsta, dragă. Oh. Îi mut capul la loc. Ai nevoie de el acum? Hai, dă-i, că vreau să-l termin. Păi cred că l-am amestecat. Ia, vine. M-ai tănat cu el? Cred că da. Mai trebuie? Nu, cred că e amestecat. Consider că m-am descurcat destul de bine, deși Cătălin... Da, greu. Mi-a zis că este prea greu pentru mine. Dar ce crezi? Nimic nu este prea greu pentru mine. Chiar pot să fac orice. Dar ce n-a făcut Ana? De la curățat ceapă, cartofi, a ajutat-o pe Maria la brioșe. Mi-a amestecat în tot felul de alea. La un moment dat era peste dulceața de ceapă. Zic, Ana, stai încet, că tu n-ai mai făcut. Deci dacă toți ar avea voința Anei, foarte că am fi... La câte lucruri am făcut astăzi și atât de detaliate și atât de minuțioase și de... Doamne! Să-mi ziceți dacă mai vă ajut cu ceva. Când am o secundă liberă și nu-mi răspunde nimeni la ce să vă mai ajut, nu mai am ruși pe buze, mi s-a șters rujul de tot. Păi, acum vei să faci asta. Păi, da, eu am întrebat dacă mai au nevoie de ceva, da? Ce faci, drag? Mi s-a luat rujul într-o parte și... Deci a luat și la timp să se și macheze. Ai văzut, mă? Ia, mă, ce? Ia mai fă o dată. Ia. Păi am muncit mult, șef, și... Am muncit mult, mă. Asta e prima oară când se întâmplă. Deci ne-a luat 6 sezoane să ajungem la machiat în direct, adică e... Tare, ce să zic?